mă duc spre gătești de mâncare. Ia să-ți facem de mâncare. Mami, da și mie mi-e foame și la Rebecca, dă-ne și nouă să mâncăm. Pune-ți pe bebelușul pe masă, că am pregătit mâncare pentru bebelușul meu scump, pentru băiețelul meu drag. Să-ți cânte mami ceva, să-ți dea mami să mănânci. Mami, da și mie mi-e foame, te rog, bagă de seamă. Dă și mie să mănânc. Nu vă dau nimic, hai să vedem ce mai gătesc la bebelușul meu drag și scump. Ia să-i fac și niște ochiuri. Mami, te rugăm, murim de foame. Noi suntem fiicele tale adevărate, bagă-ne seamă. Mănâncă, dragul meu copil, poftă mare să ai. Cred că o să fur de pe masă. Nu îndrăzni, că o să te pedepsesc. Nu vine să cred, mami nu mă bagă în seamă, o să ies afară și o să plâng. Nu vine să cred, păpușa aia blestemată mi-a furat-o pe mami. Mami nu mă mai bagă în seamă, mami nu-mi dă de mâncare, eu și Rebecca o să murim de foame. Oare ce o să ne facem? Oh, ăla e Superman? Tudup, 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 tudup. Tu ești Superman? Bună fetiță, da, eu sunt Superman. Eu te știu din desene. Dar de ce ești așa bătrân? Credeam că ești mai tânăr, Superman. Până și Superman îmbătrânește. Dar de ce ești așa mușchiulos? Pentru că trag de fiare. Am înțeles. Dar de ce plângi, fetiță? Mami nu mă mai iubește. Mami nu mă mai bagă în seamă. Mami ce? Nu mai dă să mănânc. Am o păpușă blestemată în casă care îi face rău lui mami. Mami nu mai are ochi pentru noi, mami iubește doar păpușa, mami hrănește doar păpușa. O păpușă blestemată? Asta îmi trezește niște amintiri din tinerețe, de când eram eu copil. Da, este un bebeluș de plastic albastru care e bântuit și blestemat. Aha, deci aici era bebelușul de plastic. Este păpușa mea, Doti, din copilărie. Păpușa ta? Nu știam că Superman are o păpușă. Normal că aveam o păpușă, dar nu mă jucam niciodată cu ea, pentru că mie nu-mi plăceau păpușile. Eu îmi doream mașinuțe. Și ce s-a întâmplat cu păpușa ta, Doti, dacă e aceeași păpușă și a ajuns la mine acasă? Într-o zi, păpușa aia blestemată a fugit de acasă de la mine. Oh, nu! Nu știam că o păpușă poate să fugă. Da, 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 și am căutat-o peste tot și nu am găsit-o deloc. Păi și, da, de ce e așa rea păpușa? Și la tine era tot atât de rea? Da, era foarte rea, pentru că nu voiam să mă joc cu ea deloc. Eu mă jucam doar cu mașinuțele, nu-mi plăceau păpușile, no. Unde e atunci Superman? Tu ești un supererou, poți să faci ceva și să o ajuți pe mami, că mami e posedată de păpușă. Haciu! Normal că pot să fac orice, doar sunt Superman bătrânul. Te rog, mami e în casă cu păpușa. Acum mă duc, ia să vedem noi, aha, aici erai. Te aud, păpușa. A, tu erai, o drăgălașa de tine, mi-era dor să mă joc cu tine, păpușică. Ia să te iau eu puțin aici, să te mângâi așa, frumusețe de păpușă ce ești. Bine, super păpușă malefică, am venit să văd ce faci, știu că nu te-am mai văzut de o grămadă de ani. Da, hai să ne jucăm puțin. Vino aici să-ți arăt eu cum ne jucăm. În sfârșit Da, mi-era dor de o păpușică. În trecut mă jucam doar cu mașinuțele, dar acum aș fi vrut o păpușică de mult timp, doar pentru să o bag în foc. Nu o să mai scap de data asta, păpușa! O să arzi aici și o să scăpăm de tine! Doar ce nu și-a mai rămas din tine! Cine râde la urmă, râde mai bine! Sau nu se prinde, în fine! Bună ziua! Am auzit de lăcie aici! Ce faceți, fetele? Mami, ți-ai revenit! Oh, bună ziua, v-ați revenit, doamnă! Să-mi revin? De la ce să-mi revin? Cum adică de la ce? Ați fost posedată de păpușa aia turbată! Serios? Am fost posedată? Wow! Nu vine să cred așa ceva! Nu vine să cred, nu se poate! Dar ce s-a întâmplat? Păi eu am venit și v-am salvat, era păpușa mea din tinerețe! Nu spune că tu ești Superman! Ah, dar eu sunt Superman, sunt supereroul. Ah, nu mă mai știi? Dacă te mai știu pe tine, de unde să te mai știu? Supergirl. Supergirl, tu ești Supergirl. Da, în tinerețe am fost Supergirl. Wow, te-am și uitat. Superwoman. Da, mi-amintesc că acum uitasem pentru o secundă. Superwoman. Acum mai ești Superwoman? Ba da. Poveste lungă, dragile mele. Deci chiar nu mai știi? Ba da, te mai știu, mamă, ce amintiri. Hai să stăm puțin aici să povestim. Sigur, vreau ca fie ceva să fac acum când i-ai scăpat de păpușa aia blestemată. Da, singur că da. Mai ții minte cazul ăla din 1900, toamna? Da, noroc eram noi acolo să-i salvăm, ca altfel. Da! Dar ce-ai împătrânit? Ai părul atât de alb. Păi, din cauza luptelor grele pe care le-am dus. Dacă nu eram atunci, mai știi, în incendiul ăla, nu mai scăpa lumea. Da, supererou, tu supererou ești? Da, păi de asta am părul alb, ce crezi? Eu m-am căsătorit și am făcut-o pe bebe Foxy și pe Rebecca. Bine, acum e divorțată, dar de-aia m-am oprit din a fi super eroină. Am înțeles, puterile mari vin cu responsabilități și mai mari. Nu, serios, acum bei o cafea sau ceva? Da, sigur că da, draga mea, mie era poftă de o cafea dacă tot te-am salvat. El e Superman, faceți cunoștință, este un iubit din tinerețe și un prieten foarte bun. Cum adică, mami, el a fost tacicul tău? Da, să nu-i spuneți lui tati. Ca să vezi ce coincidență. Să fac o cafea. Vreți și voi ceva, fetelor? Mami, nu vine să cred că în sfârșit știi cine suntem. Vrem suc și mâncare, că e foame. Bine, o să vă aduc acum. Acesta a fost episodul vulpițelor și utilașilor, sperăm că v-a plăcut, vă rugăm să rupeți acolo butonașul de like, ia uite-l și pe Semi, e pregătit acolo în partea stângă pe scaunul de gaming ca să rupeți butonașul de like, nu Foxy? De like, așa frumușel și subscribe-ul, clopoțelul, toate cele, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade, pa, pa! Drăguță de el, rupeți acolo butonașul pentru Semi de like, pa, pa!